Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au fost solicitați în data de 2 august, în jurul orei 17.30, să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o societate de sortare a deșeurilor din Comuna Ulmeni. La fața locului s-au deplasat 9 autospeciale de stingere din cadrul ISU Călăraș, cărora li s-au alăturat în sprijin alte 3 autospeciale trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din București și Ilfov. În total, 12 autospeciale au încercat mai bine de 17 ore să stingă incendiul. Din cauza temperaturilor foarte ridicate înregistrate în data de 2 august și condițiile foarte grele de intervenție, pompieri au fost schimbați după ture de 2-3 ore. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați și au ars deșeuri plastice, textile și cauciucuri. În data de 2 august, în jurul orei 24, a fost emis și un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zona afectată de fumul dens. Cetățenii erau rugați să închidă geamurile, ușile și aparatele de ventilație din cauza degajerilor mari de fum produse de ardere. După mai bine de 17 ore de la producerea incendiului, în data de 3 august, ora 10.30, conform informațiilor transmise de către reprezentanții ISU călăraș aflați la fața locului, pompierii reușiseră să localizeze focarul fără a mai exista pericol de extindere. La societatea care se ocupă cu sortarea deșeurilor se mai aflau încă 11 autospeciale de stingere, 9 de la Călăraș și 2 de la București-Ilfov. Cauza producerii incendiului era în curs de stabilire.